Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti împreună o prăjitură Greta Garbo. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de o jumătate de kilogram de făină, 200 de grame de unt, 2 ouă întregi, 250 de grame de smântână, 100 de grame de zahăr pudră, coaja de la o lămâie, un praf de sare și 30 de grame de drojdie proaspătă. Pentru umplutura avem nevoie de 400 de grame de nucă măcinată, 500 de grame de gem, 200 de grame de zahăr și 2 lingurițe de pudră de vanilie. Pentru glazura avem nevoie de 200 de grame de smântână pentru frișcă, 200 de grame de pipite de ciocolată și o linguriță de ulei. Înainte să ne apucăm de foi, de prăjitură, o să amestecăm nuca într-un bol mai mare cu zahărul. Eu am folosit zahăr de arțar, zahăr biologic. Dumneavoastră folosiți de care zahăr vreți. Și pudra de vanilie. Și le amestecăm. Bine, bine. Mie îmi place ca prăjitura să fie foarte aromată, de aceea am pus și pudră de vanilie. Prăjiturile îmi plac în general să fie aromate. Le-am amestecat foarte bine. Acum o să le împărțim în trei părți egale. Eu o să le pun în trei boluri. Am împărțit nuca, umplutura, în trei părți egale. Ne apucăm să facem compoziția pentru foi. Punem mai întâi zahărul pudră. Eu tot timpul vă spun că vă arăt exact modul meu de preparare. Punem și drojdia. Punem paleta la robot și amestecăm un pic drojdia și zahărul. Drojdia s-a activat foarte bine. Acum o să schimbăm și paleta și o să punem cârligul pentru aluat. Adăugăm ouăle. Adăugăm și smântâna. Adăugăm și coaja de lămâie. Untul, care este la temperatura camerei, adică este moale. Punem cârligul pentru aluat și le amestecăm și pe ele încă un pic. Acest aluat nu trebuie frământat foarte mult, decât amestecat. S-a amestecat foarte bine. Acum adăugăm făina, toată făina. Și punem și sarea și le amestecăm până obținem o cocă. Aluatul nostru s-a bătut foarte bine. Acum înlăturăm cârligul de bătut. Uitați ce aluat. Am obținut un aluat umed. Așa trebuie să fie. Acum îl lăsăm la odihnit. Aluatul nostru a stat la crescut 40 de minute. Acum îl vom face ca un rulou. Este foarte moale și umed, așa trebuie să fie. Și îl vom împărți în 4 părți egale. Aproximativ egale, să zicem. Eu am pregătit aici o tavă. Tava mea are 45x20. Am mai făcut încă două foi
de copt pe mărimea tăvii. Deci luăm o parte de aluat și începem să o întindem. Am întins foarte bine foaia, crește privind-o cu ochii. Acum o dăm un pic mai la o parte, luăm tava. În tava am pus o foaie de copt, pentru că eu așa procedez. Deci răsturnăm acum foaia, o dezlipim hârtia și cu o furculiță o înțepăm. Acum vom pune o parte din gem. Am întins foarte bine gemul. Acum luăm o parte din nucă și o întindem la fel unifor. După mine, această prăjitură este extrem de bună. Nu bună, extrem de bună. Este foarte ușor de realizat. Oricine o poate face. Grad de dificultate 0, 0. Deci acum vom monta o altă foaie, vom întinde o altă foaie și vom proceda la fel. Am terminat de asambla prăjitura, acum înțepăm și ultima foaie și o să dăm la cuptorul încins la 180 de grade pentru 40-50 de minute. Când se rumenește, este gata. Prăjitura noastră s-a copt, acum o lăsăm să se răcească și o să-i facem și glazura. Punem o crăticioară pe foc, punem smântâna, amestecăm un pic, punem pipitele de ciocolată, uleiul și așteptăm să se topească pipitele. Este gata glazura noastră. Uitați ce consistență are. Acum o lăsăm un pic să se răcorească, să se răcească, ca să o putem turna peste prăjitură. Am terminat de aranjat glazura. Acum, cu puțină nucă, putem decora prăjitura. Dacă vreți să o decorați cu nucă, bine, dacă nu, o puteți lăsa pur și simplu numai cu glazura. Eu, de data aceasta, vreau să o și decorez cu puțină nucă. Acum o băgăm la frigider să se răcească foarte, foarte bine, să o putem felia. Așa arată prăjitura noastră. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați modalitatea mea, să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!